dacă tot am pornit-o, putem face un mic test pe asta. Că uite-ți de cute! Bun, pregătești un fișier. Trebuie să-mi fac artboard-ul la dimensiunea completă. Da. Așa. Eu, deci dacă... Asta mai are de printat încă 30 față versul și 50 doar față. Bun. Și dacă putem printa pe astea, să pun buțe din alea cu ziploc. Aici încape o bomboană întreagă. Întreagă, voi vă dați seama, încape aici o bomboană întreagă. Diana nu crede, dar... Ieți bomboană. Încăput. Cu a doua cred că se chinuie, da. Ieți încape bomboană întreagă aici. Nu avem mai mici. Că-ți trebuie să tăiem bomboană în două. Mamă, Zezu! Mă pot abține câteodată. Și cum, este râs cu gura plină? Ne-am plâns noi că nu lucră ochii. Okay. Da, uite cum lucră, cum scoate față verso direct. Frumos, așa că alea carte. Nu termin canvasurile astea totuși. Ca să facem testul pe punguța aia micuță, trebuie schimbat cuptorul. Avem un cuptor care este special pentru așa ceva. Adică unul din ăsta, un fuser, cuptor, care permite trecerea a chestiilor mai groase prin el. Probabil și ăsta permite, n-ar fi neapărat stres, dar e uzura mai mare pe el decât pe un cuptor dedicat pentru așa ceva. Că dar nu l-a făcut deja, nu? Și n-am dat noi banii deja pe el. Sper. Gata, l-am schimbat. Atât e tot, așa de ușor se schimbă cuptorul ăsta. Nebuntia, poți să deschizi fișierul și să vedem aici. Până atunci, unde e punguța? Măriți de punguși. Cum îl pun? Asta am vrut să te întreb. Așa? Sau așa? Păi, nu știu, așa e designul. Bun, și atunci se printează cu... Atunci a trebuit pus cu clapeta înspre imprimantă. Așa? Da. Nu, dă-i invers. Întoarce-l cu capul în jos, că o să-l pun așa, ca să prindă mai bine de aici, să-l tragă. Mm-hmm. Știi, să nu prindă de ziploc. Tu să fii ok? Doamne, cât e de mic! Ba, să-i dai 180. Bun, toate setările făcute, aici e fișierul, show size, auto, portrait, landscape, da, dai, hai să vedem ce se întâmplă. Bun, l-a luat, hai să vedem dacă ne-l și dă înapoi, fără să dea error aici sau ceva. Ok. L-a printat. L-a printat bine. Frumos. Cu 180-ul. O printat inclusiv pe plasticat și pe fereastră? Da. Oh, that's awesome! Oh, cât de mișto! Bă, da, ce saiuri astea, uite, l-am rupt. Păi ce să fac mai cu... Mai cu grijă, da. Da. Acesta este un test. Sper să fie concret. Da, zic și eu că e concret. New gods and old gods. Please help us. Să te mai Easter egg aici. Intenționat ai pus așa? Da, da, da. Super mișto. Am vrut să văd, diferența. No, good job. Știi că mi-am făcut aici, mi-am făcut fișierul. Ok. Vezi? Da. Am măsurat ce distanță, de unde începe până unde există locul. Mm-hmm. Tot. Hei, dar se șterge. Se șterge de pe plasticașul ăla? Da. Ok, da, de pe fereastră? Ceva sunt... Ah, nu s-o lua pe deget. No, mă. Ok. De pe fereastră se duce, da. Deci nu e ok. Și în rest? Să vedem. Și de aici, dar, nu știu, o fi grăsimea din... Degete? Degete. Da, nu știu, trebuie să printăm mai multe. Se șterge dacă dai cu degetul. No, păi nu dai cu degetul. Hai să facem unul cu temperatură mai mare. Se zice că e hârtia mai groasă. Mai
sunt încă 4. Bun. Și acum să vedem dacă îi dăm, dacă îi dăm temperatură mai mare, adică îi zicem că e hârtia mai grasă. Cât de grasă? Dă-i pe ultima, pe cea mai grasă. Să nu topească numai. Vedem. Dacă cu temperatura asta, acum, dacă mi-e rezistent puțin tonerul pe suprafața asta. Poate și suprafața asta cretină că e cerată și poate, din cauza că e cerată, nu rezistă. Da, cine știe. Ia-mi. Bun, l-a luat. A ieșit. Hai să lăsăm un ticu să se usuce. Cum am vrut să zic. Lasă-l două minuțele și vedem. E diferență între? Nu, nu. Ce vezi acolo? Mă uit să văd dacă, nu știu, văd ceva diferit, știi? Și tare că s-o prind agitexul ăla mic, 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 mic. Ioha. Bun, pare răcit. Să vedem. Pressure! Ok, încă e acolo. Fac și testul unghiuță sau... Da, da, da. I'm scared. No, cu testul unghiuță se duce. Ok. Și acolo? Da, dar dacă... Așa nu se mai duce. De obicei nu face nimeni asta, știi, după ce își... Nu știu, dacă cineva și-ar comanda pliculețele astea personalizate, când îi ajung, nu cred că o să înceapă să facă testul ăsta, să vadă dacă se duce sau nu. Și în plus sunt chestii de genul că se pun bijuterii sau... Deci dacă freci așa cu degetul, n-are treabă nici ăsta la alt. Da, cu unghia. Dacă freci cu unghia, atunci se duce. Într-adevăr, cred că din cauza că e cerat ăsta. Trebuie să vedem dacă nu găsim necerat. Dar la frecuș din ăsta așa n-are treabă. Oh well, vedem. Îmi faci o pedicură? Da. E. Nu. Și o manicură? Dacă dai așa cu unghia și sticărele cu alb, stuc. Ok. Alt material care nu e neapărat cerat. Deci pe plastic se duc... Înseamnă că-s ok. Înseamnă că atâta trebuie să reziste. Pentru că celelalte pe care le-am printat cu alb sunt efectiv pe hârtie pentru laser, pentru imprimante laser. Cum? Da, dacă dai cu unghia se duce. Aha, aha, ok. Na bun, deci înseamnă că aia e. Bine, ăla e solvent și ăsta e gold. Și goldul se duce. Da, deci solventul intră efectiv în material, dar... Da, așa funcționează solventul, dar ăsta se depune la suprafață, tonerul. Exact, și se și simte, știi, ăsta se simte când îl atingi, dar aici nu se simte. Mhm. În relief. Da. Și aici. Bun. Foarte, foarte slab aici se simte, dar aici se simte super bine, știi? Mm-hmm. Unde e printat. Ce mostrar avem noi aici. Oare cine a fost cu ideea. Na bun, cred că a trecut testul. Nu mai căutăm nimic necerat. Ne vedem. Ciao.